Producătorii agricoli, micromici și mijlocii vor beneficia de compensarea acciziei la motorină utilizate de la începutul anului curent, în valoare de până la 100 de procente sau 2980 lei pentru o tonă. O decizie în acest sens a fost aprobată de guvern. Potrivit hotărârii, modificările au fost efectuate în contextul scumpirii motorinei, atât în plan internațional, cât și național. Totodată se va achita integral acciza la motorină pentru toate tipurile de exploatații din sectorul zootehnic. Producătorii agricoli mari vor beneficia de compensații în cuantum de 30% sau de 894 lei pentru o tonă. În acest scop, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural vor fi alocate suplimentar 120 milioane de lei. Astfel, fondul pentru rambursarea integrală a accizei pentru producătorii agricoli va constitui 320 de milioane de lei. Solicitanții de compensații vor putea depune pe parcursul anului două dosare la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură sau câte un dosar per semestru. Plafonul maxim pentru un beneficiar este de 200.000 de, lei anual, dublu față de prevederile anterioare. Astfel, noile modificări vor permite producătorilor agricoli mici și mijlocii să efectueze lucrări mecanizate pe circa 800 de hectare.